România participă la repopularea caucazului cu zimbrii europeni. O femelă de 2 ani crescută la grădina zoologică din Târgu Mureș va lua drumul Berlinului, iar de aici va călători alături de alte 9 exemplare în Azerbaidjan. Animalele vor fi eliberate apoi într-un parc național întins pe 130.000 de hectare. Când va o prezență obișnuită în Asia Centrală, specia a dispărut în urmă cu aproape 100 de ani din cauza vânătorii excesive. Această femelă de zimbru european, aleasă de specialiștii din Europa să facă parte din programul de repopulare, a crescut în grădina zoologică din Târgu Mureș. A împărțit două hectare de pădure cu un mascul. Pe zona Caucazus, unde zimbrii au fost uh, total uh, dispăruți în uh, secolurile trecute, și acum grădinile zoologice din Europa asigură 10 exemplare care vor fi trimise din Berlin în parcul Shahdah în Azerbaijan. Transportul se va face în camioane speciale venite din Olanda, sub atenta supraveghere a veterinarilor. Asta este prima, primul transport care îl avem în acest program. Această femelă a fost special ținut să fie cât mai sălbatic, să nu se obișnuiască cu prezența omului. Este foarte timid și are toate șansele să fie o, o repopulare cu succes. Călătoria zimbrului din Grădina Zoologică din Târgu Mureș a fost pregătită cu multă atenție. Animalul a fost supus mai multor teste biologice obligatorii și unor investigații suplimentare. Această pregătire a început acum trei săptămâni când zimbrul nostru a fost anesteziat pentru prelevarea niște probe biologice. Probele prelevate au fost trimise la un laborator din Germania, unde s-a constatat că zimbrul este perfect sănătos and um, we drop it in Berlin. It's a nice big zoo and it's really good that you see that they're building something new every time. So every time we come here there's something new and more animals are coming. În <inaudible> in sălbăticie există în țara noastră grupuri de zimbri în Neamț, dar și în Hațeg, unde trăiesc într-o rezervație specială.